Clujenii au început deja să își schimbe cauciucurile, deși unii consideră că anvelopele s-ar putea uza până la venirea propriu-zisă a iernii. Autoritățile să-mi schimbe și mie cauciucurile dacă mi se uzează și afară nu sunt temperaturile care cer. Că eu știu că de la 7 grade în jos poți să le pui pe cele de iarnă. De asta am și venit acum. Cât vă costă schimbul? 190 bucata, pentru că eu am mașina mai mică și probabil că din cauza asta e prețul mai acceptabil. Mulți dintre șoferi preferă însă cauciucurile second hand datorită prețului. Cei mai înțelepți au început să vină de vreo 7-10 zile și acum după schimbarea asta de temperatură sper să vină mai mulți. De la 50 de lei cea pe 13, 80 de lei cea pe 15, deci e dimensiunea de Logan cea pe 15, sau 100 de lei pe 16-17 pentru mașinile mai mari. Proprietarii de autoturisme sunt obligați să aibă cauciucuri de iarnă, cel puțin pe roțile care asigură tracțiunea. Cei care sunt surprinși conducând fără aceste anvelope în condițiile în care v-am spus, de carosabil acoperit cu zăpadă, polei sau gheață, riscă o amendă. Practic este o contravenție, prevăzută de clasa 4-a de sancțiuni, cu sancțiuni cuprinse între 9 puncte de amendă și 21 de puncte de amendă. Valoarea unui punct de amendă este de 67 de lei, amenziile sunt de până la 4.000 de lei pentru firmele de transport care nu își echipează corespunzător mașinile din dotare.